în fața mea s-a întâmplat să văd o jumătate de autocar de oameni care au început să plângă de bucurie, neștiind de ce, motivul bucuriei fiind pur și simplu deschiderea raclei Sfântului Luca, de acolo la Simferopol, unde este trupul întreg al Sfântului, și ne-a îmbrățișat pe toți, cu mireasma care a ieșit în momentul ăla, și am simțit în momentul ăla că nu mai conta nimic, că nu suntem singuri, și am plecat împreună cu mireasma și cu Duhul lui, am plecat de acolo. Și ne-am bucurat, într-adevăr, că l-avem aici aproape, în mijlocul Bucureștiului. Sfântul care reprezintă pentru familia mea un alt membru de familie, fiindcă mi-aduci copii printr-o minune. Cum îl cheamă pe Sfântul tău ocrotitor, știi? Da, Sfântul Luca al Crimei. Ce știi tu despre Sfântul Luca? Că a ajutat oamenii bolnavi. Și pe tine te-a ajutat Sfântul Luca? Da, m-a adus în familia lui tati. Te-ai închinat vreodată la moaștele Sfântului Luca? Da. Unde sunt? În biserică. Și cât de mult îl iubești tu pe Sfântul Luca? Mult. Îl iubesc și mi-e drag de el. Am fost în Crimea, acolo unde are maștere. Am cunoscut și minuni și am citit și minunile Sfântului și îl simt într-adevăr că ne ajută. Ne ajută. Venim și ne rugăm la raclă și avem și acasă icoane cu Sfântul Luca. Este un sfânt drag, este foarte drag și mie, ne este drag tuturor celor care venim aici și ne simțim atașați de această bisericuță și de acest sfânt deosebit.